Dacă vă plac rezumatele noastre și le vreți cât mai detaliate, vă rog să ne ajutați cu like-uri, distribuiri și comentarii. Să începem! Dispariția lui Derin este pe ordinea de zi ca o bombă în Tekirdağ. Asia este suspectată de dispariția lui Derin. Din nou un salt în viitor, unde poliția cercetează cazul dispariției lui Derin și inelul Buclucaș, pe care doctorița îl primește de la o persoană anonimă, atrage toate suspiciunile asupra Asiei. Ceea ce este scris în jurnalul lui Derin, de data aceasta atrage atenția asupra Asiei, deoarece tânăra a notat că doctorița ar fi geloasă, că ea poartă inelul mamei lui Volcan. Inelul trimis Asiei devine dovada evenimentului, deoarece poliția crede că Asia și Volcan au plănuit totul împreună. Ce se întâmplă în infidelul episodul 21? Iată două dintre cele mai importante evenimente care marchează episodul. 1. Secretul dezvăluit de Salciuc a făcut ca familia Cuclu să apară în presă și să fie un subiect de bârfă pentru locuitorii din Tekirdağ. Gonul caută să distragă toată atenția asupra Asiei. 2. Asia devine victima zvonurilor lui Gonul, care nu lasă reputația familiei să fie pusă sub semnul întrebării și mișcarea doctoriței marchează finalul episodului. Infidelul episodul 21 rezumat. După ce Salciuc a dezvăluit că și el este fiul lui Haluk, la evenimentul organizat de Derin, familia Cuclu devine cel mai mare subiect de discuție în ziarele din Tekirdağ. Salciuc a dezvăluit în mijlocul petrecerii că, la fel ca Derin și Demir, este și el fiul lui Haluk. Gonul nu permite ca reputația familiei să fie pusă sub semnul întrebării și toată lumea să vorbească pe la spate despre căsnicia ei, așa că caută o nouă bârfă care să distragă atenția prietenilor. Cu toate acestea, Gonul rămâne tot acea femeie puternică și împiedică să apară știrile negative în ziarele locale. Ea îl obligă pe Haluk să-și facă testamentul, ca toate proprietățile să fie moștenite de copiii lor și Salciuc să nu își primească partea de moștenire. Gonul l-avertizează pe Haluk că este dezamăgită din cauza a ceea ce s-a întâmplat și că copiii lor nu ar trebui să fie afectați de această situație. Ea menționează că Salciuc vrea banii lor. Disperat, Haluk se întreabă ce să facă. Mai târziu, Haluk vorbește cu Hikran despre această schimbare din viața copiilor săi. Gonul vorbește cu Salciuc și îi oferă bani ca să plece definitiv din oraș, dar tânărul este hotărât să rămână acolo și nu acceptă. Kavidan și ceilalți invitați se întreabă cine este mama lui Salciuc și văzând că acest lucru nu iese la iveală, încearcă să afle adevărul de la Nil, care nu intenționează să divulge secretul. Bahar divorțează de Mert și când se duce acasă să spună vestea familiei ei, este șocată de reacția mamei sale, care nu îi sprijină decizia. Bahar trăiește o mare dezamăgire și împărtășește această situație cu Asia. Asia devine victima lui Gonul. Gonul pune la cale un plan de salvare și trimite un bărbat să o urmărească pe Asia și astfel reușește să obțină câteva fotografii compromitatoare, în timp ce doctorița se îmbrățișează cu Sinan, care urmează să se întoarcă la Istanbul. Fără să se gândească de două ori, se întâlnește cu managerul ziarului local și după ce îi trimite fotografiile, îi cere să publice o știre bombă. Relația de dragoste inventată o pune pe Asia într-o situație dificilă și la locul de muncă. A doua zi, noua relație a doctoriței apare pe prima pagină a ziarului și toată lumea începe să vorbească despre ea. La cererea lui Gonul, știrea din ziar apare cu titlul. Ce se întâmplă în viața privată a lui Asia Yılmaz și fără nicio reținere, nu există să-i arate ziarul doctoriței. Derin se bucură enorm când vede știrea din ziar și când îi arată lui Volcan, arhitectului îi fierbe sângele în vene din cauza geloziei, dar își păstrează calmul în fața soției sale. Asia și Derin se întâlnesc în grădina aceleiași școli. Tânăra este foarte fericită de știrile din ziar și nu ezită să o supere cu afirmațiile ei, dar Asia își folosește din nou mintea și o pune pe Derin la locul ei. Asia caută ziarul, dar nu-l găsește. Volcan a luat-o razna când a văzut știrea în ziare. Confuz cu privire la ce să facă cu furia sa, Volcan se duce la spital și intră în cabinetul Asiei. Văzându-l pe Turgay acolo, se înfurie și mai tare și din cauza geloziei, pe care nu o poate controla, se iscă o ceartă.
În spital apare haosul și Asia se află din nou într-o situație dificilă din cauza lui Volcan. Văzând ce se întâmplă, directorul spitalului îi cere Asiei să meargă în cabinetul lui și îi spune să fie mai atentă la viața ei privată, altfel bârfa poate afecta imaginea spitalului și va fi nevoit să ia măsuri împotriva ei. Ali devine și el victima zvonurilor cu privire la mama sa. Aventura inventată a Asiei îl afectează și pe fiul ei, Ali. Adolescentul trebuie să suporte șoaptele colegilor de clasă, care bârfesc cu răutate că acum mama sa are un nou iubit și că a uitat de tatăl său. Demir, când aude, sare imediat în apărarea tânărului. Se pare că cei doi au devenit prieteni foarte apropiați în ultimele săptămâni. Hikran îi mărturisește lui Nil că este pe moarte. Hikran, care suferă de cancer pancreatic, îi spune lui Nil că boala ei este în stadiu terminal și că acesta a fost motivul pentru care s-a întors la Tekirdag. Ea îi explică că singura ei dorință a fost să-și întâlnească fiul din nou, înainte de a muri, și să-i mărturisească cine este tatăl său. Salciuc află de boala mamei sale și este devastat. Salciuc le ascultă conversația și câteva ore mai târziu se duce acasă la Asia și foarte supărat îi spune ce se întâmplă cu Hikran. Nil îi arată doctoriței analizele lui Hikran și din păcate nu poate decât să confirme că doamna are foarte puțin timp de trăit. Asia îl sfătuiește pe Salciuc să își petreacă ultimele zile alături de mama sa, deoarece nu crede că aceasta va supraviețui. Pe de altă parte, Melif, unchiul lui Derin și Demir, se duce în vizită la familia sa. Gonul și Haluk sunt încântați de prezența lui, la fel și Bahar, care se află acolo și pare că se înfiripă ceva între cei doi. Melif, care a fost impresionat de Bahar încă de la prima întâlnire, se bucură enorm când o reîntâlnește. Bahar, care îl aduce pe Ali în casa lui Volcan, se întâlnește față în față cu Melif, care o place și încearcă să o cunoască mai bine. În cele din urmă, Asia află că Gonul a cerut să fie publicată știrea cu ea și fotograful. Asia, care este foarte nervoasă, decide să folosească atuul din mână. Mai ales după afirmațiile lui Derin, așa că se duce direct la Gonul și o pune să se uite la videoclipul care l-a filmat, în timp ce Volcan i-a mărturisit că regretă totul și că își dorește să se împace, apoi o amenință că dacă nu încetează să-i cauzeze probleme, va trimite presei înregistrarea cu cinerele ei. Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest rezumat, ne poți ajuta cu like-uri, distribuiri și comentarii. Acestea fiind spuse, vă dorim numai zile cu zâmbete!